Vă invit acum să ne ridicăm în picioare și să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Iacov, capitolul 1. Citim versetele 12 până la 15 inclusiv. Iacov, capitolul 1, de la versetul 12 la 15. Cuvânt găsit în Sfintele Scripturi la pagina 1187. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însă și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Aș dori ca în continuare să medităm asupra cuvântului citit din Epistola lui Iacov și mă rog ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și să se ocupe de nevoile noastre spirituale. Omul, atunci când Dumnezeu l-a creat, când prima ființă a fost plămădită de Dumnezeu în Eden, ea a fost creată de Dumnezeu cu capacități, cu abilități de a fi expusă răului. Adam și Eva, prima pereche pe care Dumnezeu a creat-o, au avut în existența lor, în condiția existenței lor, predispunerea să se angreneze în rău. Eu nu pot să vă spun când a apărut diavolul pe scena istoriei, când a apărut el în Eden, nu știu. Nu știu câți ani a avut Adam atunci. Nu pot să vă spun. Dar ceea ce este clar și limpede pentru fiecare dintre noi care citim în Sfintele Scripturi, ne dăm seama că în momentul în care șarpele a pătruns în grădina Edenului, acest șarpe care exprima răul, care îl exprima pe diavolul, a putut să se angreneze în discuție cu Eva. Și atât Adam cât și Eva au fost predispuși să facă răul. În ei, în condiția existenței lor, au avut această abilitate să aleagă între bine și rău. Puteau să renunțe, să-l împingă pe șarpe la o parte sau puteau să se aplece spre șarpe. Era în ei, în prima ființă pe care Dumnezeu a creat-o pe pământ. Este important să înțelegem acest mare adevăr. La fel, omul născut din nou, transformat de Evanghelie, de cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, de participarea sângelui lui Hristos, omul de tip nou, omul evanghelic, omul pe care îl descrie Pavel ca fiind o zidire nouă, o creație nouă, o existență nouă, omul acesta este predispus. În omul născut din nou există capacitatea de a se angrena în rău. Noi nu suntem excluși de a participa la rău. În lumea noastră încă există diavol. De aceea, credincioșii și ceilalți oameni, fiecare creatură este predispusă spre rău. Însăși Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul care a umblat pe pământul acesta, a avut în El, în ființa Lui omenească, predispunerea spre rău. Pentru că și Iisus a fost ispitit.
Apostolul care scrie epistola de la Evrei la capitolul 4 cu versetul 15 ne spune că Iisus, Mesia, Unsul, Cel care a venit din cerul lui Dumnezeu să ne aducă bucuria, pacea, împlinirea, eternitatea, El, Iisus, a fost ispitit. În seara aceasta aș dori în cuvinte puține să vorbesc despre încoronarea biruitorului. Încoronarea biruitorului. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc. Noi, copiii lui Dumnezeu, aceia care ne-am predat viața în mâna lui Iisus și prin puterea Evangheliei am fost transformați, mintea noastră, puterea gândirii noastre a fost schimbată, așa cum Pavel mereu și mereu în epistolele lui, când vorbește despre omul născut din nou, despre omul de tip nou, despre omul care vede și a intrat în împărăția lui Dumnezeu, omul acesta are mintea schimbată, prioritățile vieții sunt subordonate voiei lui Dumnezeu. Noi, copiii lui Dumnezeu, oricare ar fi statura noastră spirituală, fie că suntem copii spirituali, fie că suntem tineri, fie că suntem părinți, oricare ar fi ipostaza vieții noastre spirituale, noi suntem expuși ispitelor. Este o stare normală. Nu este anormal să fim ispitiți. Este normal. Iisus a fost ispitit. Adam și Eva au fost ispitiți. Toți copiii lui Dumnezeu sunt ispitiți. Ispita este o condiție a existenței noastre. Datorită faptului că avem în noi capacități să fim predispuși păcatului și răului, noi suntem ispitiți. Diavolul nu ne ispitește doar să-și piardă timpul cu noi. Intenția lui este să ne strivească, să ne distrugă, să ne îndepărteze pentru totdeauna de fața lui Dumnezeu. Diavolul a ispitit pe Adam și pe Eva cu gândul și cu scopul să-i scoată din slava lui Dumnezeu. Și într-o zi un înger a stat cu o sabie învăpăiată la ușa Edenului și Adam și Eva au fost dincolo de gard. Diavolul ne ispitește pe toți. Oricare ai fi tu, oricare ar fi relația ta cu Dumnezeu, dacă simți presiunea răului în tine, este că diavolul încearcă să te distrugă. Noi ne-am întors la Dumnezeu și avem în noi puterea de a face binele. Pentru că biruitorul va fi încoronat atunci când face binele. Pentru că Iacov spune, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce va fi găsit bun. Bunul este asociat cu binele. Vedeți, noi avem puterea aceasta să alegem între bine și rău, între viață și moarte. Așa cum am amintit, diavolul, ca un leu care răgnește să ne înghită, spune Petru, încearcă în orice fel, în orice mod, în orice chip, în orice circumstanță, încearcă în orice moment, în orice slăbiciune a existenței noastre să ne strivească. Dorește să ne lovească cu o lovitură de moarte. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne inspiră. Dumnezeu este cu noi. Apostolul Pavel spune să nu ne speriem atunci când diavolul ne atacă, atunci când săgețile celui rău sunt aruncate spre noi. Nouă să nu ne fie frică. Este normal să fie așa. Trăim în lumea aceasta unde există rău, unde există suferință, unde există vrăjmășie, unde există ură, unde există diavol, unde există moarte. Aici trăim noi, în valea umbrelor morții. De aceea, să nu vă speriați, să nu fiți dezamăgiți, să nu credeți că nu aveți o relație bună cu Dumnezeu atunci când diavolul vine și vă ispitește. Noi toți suntem expuși ispitelor.
și sferele existenței noastre pe care diavolul le abordează sunt comune. Dacă ne uităm în grădina Edenului, atunci când șarpele a venit acolo și a arătat lui Eva pomul din mijlocul grădinii, cuvântul lui Dumnezeu ne spune la Genesa, la capitolul 3, cu versetul 6 și 7, căci Eva s-a uitat la pom și pomul a fost bun. A putut să-i satisfacă nevoile ei fizice. Pomul era plăcut la privire, i-a delectat privirile. Și așa cum noi știm, aproape 90% din informațiile pe care noi le primim vin prin văz. Văzul este acela care ne aduce cele mai multe, aproape toate semnalele cu care noi interferăm în viață, în existența noastră. Eva s-a uitat la pom și pomul pentru prima dată a arătat diferit, ca niciodată. S-a uitat la el și a spus, extraordinar, pomul acesta este deosebit de toți ceilalți pomi. Și apoi spune că fructul acela pe care el mânca putea să-i deschidă mintea, să devină ca Dumnezeu, să poată să discearnă între bine și rău. Aduceți-vă aminte atunci când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, s-a îndreptat spre râul Iordanului și atunci când Ioan Botezătorul a văzut, a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Atunci când Iisus a dus acolo, Ioan l-a botezat, Iisus a ieșit din râu și a plecat în pustie și timp de 40 de zile el a fost ispitit acolo. Și la finele celor 40 de zile, diavolul a venit la Fiul lui Dumnezeu și a spus, eu știu că ți este foame, pietrele acestea pot să devină pâini, să-ți satisfacă nevoia ființei tale. Apoi l-a urcat pe munte și a spus, uită-te la gloria acestei lumi, cât vede ochii tăi atunci când te întorci 360 de grade, tot ce vezi este al meu și pot să-ți dau. Apoi l-a urcat pe streașina templului și i-a spus, doar tu ești Fiul lui Dumnezeu. La dispoziția ta sunt îngeri și legiuni de îngeri. Tu poți doar un semn să faci și ei te vor păzi. Diavolul a încercat să stârnească orgoliu și mândria Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune în epistola lui la capitolul 2, în prima epistolă, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Vedeți? Chipul veacului acestuia nu sunt lucruri pe care noi ni le închipuim și care am vrea ca unii dintre noi să nu le facem. Mulți, în îngustimea gândirii noastre, câteodată spunem, chipul veacului acestuia este lucruri cu tare, sau acțiunea cu tare, sau starea cu tare din viața cuiva. Ioan spune că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, toate acestea constituie chipul veacului. Acestea sunt trei sfere ale existenței noastre. Aceste trei sfere constituie țintele spre care diavolul aruncă săgeți. El a aruncat în Eden, el a aruncat în pustia Iordanului, el aruncă în casa ta, el aruncă în tine, cu gândul sigur de a te distruge, de a te face una cu pământul, de a te depărta pentru totdeauna de fața lui Dumnezeu. Toate aceste stări, ele sunt normale. Dacă simți răul că te apasă, dacă simți săgețile că vin și voi peste tine, nu te speria, pentru că Iisus și Evanghelia are un cuvânt încurajator pentru noi în seara aceasta. Pavel spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Cu alte cuvinte, din toate ispitele care vin asupra voastră, din valurile care dau năval peste voi,
Toate ispitele acestea conturează ceea ce este potrivit. Adică se răsfrânge asupra acestor trei sfere ale existenței noastre. El spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu, spune El, care este credincios, nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Nu uitați, Dumnezeu, care este credincios, ne-a echipat suficient de bine, ne-a înarmat suficient de tare, ca să putem să ținem piept tuturor ispitelor, tuturor săgeților care sunt aruncate de diavolul asupra noastră. Dumnezeul nostru ne-a chemat la Evanghelie, ne-a transformat ființa, a pus în noi Duhul Său. Și Ioan spune că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Noi, copiii lui Dumnezeu, deși avem abilitățile, deși avem tendința, deși avem predispunerea să facem răul, Pavel spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Spune el, vreau să fac binele și răul stă lipit de mine și binele pe care vreau să-l fac, nu fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Vedeți, în noi, în existența noastră, există această predispunere de a face răul. Dumnezeu nu ispitește. Iacob spune, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu însuși nu poate să ispitească pe nimeni. Și noi suntem ispitiți când suntem atrași de pofta noastră însă și momiți. Deci ispita este tendința, pornirea de a face ceea ce Dumnezeu ne spune să nu facem și să nu facem ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. Cu alte cuvinte, ispita precede păcatul, ea este înainte de păcat. Ispita în ea însăși nu este păcat, dar odată înfăptuită, odată ce această ispită este materializată, ea aduce în viața noastră păcatul. De aceea noi suntem chemați să fim vigilenți. Toate șansele Dumnezeu ni le-a dat să facem binele, ca într-o zi să ne poată încununa. Vedeți, în noi, în ființa născută din Dumnezeu, în omul lăuntric care a fost atins de Duhul lui Dumnezeu și de Evanghelie, Dumnezeu a pus puteri, stări, capacități, predispuneri să biruim răul, să facem binele. Noi nu suntem chemați să păcătuim. Apostolul Ioan spune, cei care s-au întors la Dumnezeu, cei care sunt născuți din Dumnezeu, cei care au fost transpuși din împărăția răului în împărăția binelui, din întuneric la lumină, aceia au în ei puterea de a face binele și nu le place să facă răul. Nu le place să păcătuiască. Pavel spune că și noi, copiii lui Dumnezeu, avem în noi puterea ca orice ispită să o biruim. Orice ispită care vine asupra noastră, orice săgeată pe care diavolul o îndreaptă spre noi, noi avem puterea să o barăm. În noi sunt forțele lui Dumnezeu, în noi trăiește Dumnezeu. De aceea avem toate șansele ca să nu păcătuim. Noi suntem echipați, noi am fost educați, pregătiți și echipați și înzestrați de Dumnezeu prin cuvânt și Duh, ca să stăm tari. Tot Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Și sabia cu care noi ne luptăm, sabia Duhului, este cuvântul lui Dumnezeu. Orice ispită, la orice sferă al existenței noastre, fie că se răsfrânge asupra trupului nostru, fie că se răsfrânge asupra orgoliului nostru, fie că se răsfrânge asupra informațiilor care intră în ființa noastră, noi avem puterea să nu păcătuim. Cuvântul ne este dat să nu păcătuim. Ioan scrie, vă scriu copilașilor, să nu păcătuiți.
Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Este normal să fim ispitiți. Este anormal să păcătuim. Pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui, Dumnezeu în autoritatea Lui, Dumnezeu în puterea Lui ne-a dat nouă, celor care ne-am întors la Evanghelie, celor care L-am primit pe Hristos ca Domn, ca șef al existenței noastre, ne-a dat putere ca să nu păcătuim. Pentru fiecare ispită care este îndreptată spre noi, pentru fiecare tendință, pentru fiecare pornire, pentru fiecare predispunere care există în noi de a face păcat, Dumnezeu are o ușă, are o portiță prin care noi putem să scăpăm. În cazul lui Iosif, aduceți-vă aminte, Iosif a fost în casa lui Potifar și pentru el, ca să scape, poarta a fost fuga. Și a lăsat haina acolo și a fugit. Eu nu știu care sunt presiunile din viața ta în seara aceasta. Fie că ești tânăr sau bătrân, știu un lucru și îl știu bine, ești ispitit. Tu, oricare ai fi, oricare ar fi relația ta cu Dumnezeu, oricât de mult timp petreci în prezența lui Dumnezeu, oricât de multe revelații ai cu Dumnezeu, oricât de mult bine ți-a făcut Dumnezeu și recunoști, îți spun în seara aceasta că și tu ești predispus și tu ești expus ispitelor. Diavolul se uită la tine, vrea să vadă când ai un moment de slăbiciune să te lovească pentru totdeauna și să nu te mai ridici. Dar îți spun în numele lui Iisus și în virtutea Evangheliei pe care am citit-o în seara aceasta, că pentru fiecare lovitură a diavolului, Dumnezeu are o portiță. Ceea ce trebuie noi să facem este să înțelegem care este oportunitatea pe care Dumnezeu ne-o oferă atunci când suntem loviți. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia. Domnul Hristos a spus diavolului în pustie, scris este. Știi tu ce este scris raportat la ispita prin care treci? Condiția necesară ca să poți să învingi este să știi ce îți oferă Dumnezeu. Și condiția suficientă este să faci ceea ce spune și înțelegi. În seara aceasta, noi suntem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca într-o zi în cer să ne încununeze pe toți. Acolo în cerurile lui Dumnezeu, în slavă, în glorie, în splendoare, acolo unde sunt străzi de aur, ca stâlpi la străvezie, acolo unde sunt acele străzi extraordinare, amestecate cu foc, eu nu știu cum este acolo, n-am fost acolo, dar știu că mintea omului nu poate să priceapă, n-are termen de comparație, lumea lui Dumnezeu de dincolo nu poate fi comparată cu nimic din ceea ce este aici. De aceea Apostolul Pavel spune la 2 Corinteni, capitolul 12, că la mintea omului nu s-a suit, ochii omului n-au văzut. Dar știu că acolo în glorie, în slavă, pe străzile acelea nemaipomenite, în orașele lui Dumnezeu, acolo în nemurire, acolo unde Dumnezeul vom vedea așa cum este, acolo El vrea să ne încunune. Și cei care biruiesc vor primi cununa vieții. Viață însemnează a fi în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna și moarte însemnează a fi extirpat de la prezența lui Dumnezeu, a fi îndepărtat de la fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Preiubiților, copiii Dumnezeului celui viu, cei care ați fost transformați de Evanghelie și atinși de Duhul lui Dumnezeu, în seara aceasta, Cuvântul Sfânt ne provoacă să ne luptăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să răbdăm. Evanghelia ne spune că atunci când răul se nepustește asupra noastră, noi trebuie să-l biruim. Avem în noi abilitățile acestea. Nu vă speriați, nu fiți dezamăgiți, nu fiți deprimați. Atunci când diavolul aruncă săgeți, Dumnezeu este cu noi și fiecare ispită pe care noi o biruim este un pas spre Dumnezeu. Este o piatră în cununa vieții
pe care Dumnezeu ne va da-o într-o zi. Se merită să trăim o viață după cuvânt. Se merită să fim câteodată mai înguști. Se merită să ne abținem. Se merită să nu facem ceea ce lumea face. Se merită, pentru că își putem. Nu vă speriați, Dumnezeu ne-a echipat. Noi suntem în mâna Dumnezeului nostru. Cine ne va osândi, spune Pavel? Hristos a murit pentru noi. El a strivit capul șarpelui pentru totdeauna. Unde ți este moarte, boldul? Iisus Hristos l-a biruit pe diavolul pentru totdeauna. Mărit să fie numele Lui. Și noi suntem în carul Lui de biruință. Noi suntem în carul lui Iisus de biruință. Așa cum Iisus l-a strivit pe diavol pentru totdeauna și în vecii vecilor, așa tu și eu, noi care în seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, avem putere în secolul 21, în Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde există atâta rău, atâta destrăbălare, atâta neînfrânare. Păcatul se bea ca apa. Aici, tu și eu, putem să trăim despărțiți de păcat. Eu cred că Evanghelia aceasta a fost scrisă și pentru condiția vieții noastre. Ea nu se raportează doar la părinții noștri care au trăit 50 de ani într-un sat din România. Ea nu se raportează doar la bunicii noștri. Ea nu se raportează doar la copiii noștri. Ea se raportează la noi, aici și acum. Este așa de important să înțelegem că noi nu trebuie să ne resemnăm. Noi nu suntem chemați la resemnare, să fim din aceia care ne tupilim, ne ascundem. Oare ne va lovi diavolul acum pentru totdeauna? Noi avem puterea lui Dumnezeu în noi. În noi trăiește Dumnezeu. Cel care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți locuiește în fiii Lui. Iisus este noi. El a spus, oile mele ascultă glasul meu și mă cunosc. Eu le dau viață veșnică și în veac nu vor peri. Și nimeni, a spus Hristos, nu le va smulge din mâna mea. Mâna lui Iisus este în mâna lui Dumnezeu. Și noi suntem undeva în centrul palmei Lui. Poate diavolul, poate infernul, poate legiunile de îngeri care au fost aruncate din cer datorită neascultării, să ne smulgă pe noi din mâna lui Dumnezeu, nu. Apostolul Pavel spune, sunt bine încredințat că nici viața, nici moartea, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici adâncimea, nici înălțimea, nici o altă făptură, spune el, nu sunt în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos. Iisus Hristos ne-a iubit suficient de mult ca să vină la noi, să se identifice cu condiția noastră, să ne spună, ca și voi, am fost și eu ispitit. Dar, așa cum eu am învins, așa fiecare dintre voi aveți toate șansele să biruiți. Ispitele care vin asupra noastră nu trebuie să se materializeze în păcate, nici de cum. Fraților, am fost chemați la viață, am fost chemați la sfințenie, am fost chemați la adevăr, am fost chemați la neprihănire. Noi suntem separați de lume, noi suntem separați de păcat. De aceea Evanghelia ne îndeamnă să ne luptăm, să fim vigilenți. Și apostolul spune la evrei, și noi fiindcă suntem înconjurați de un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, orice ispită care poate să aducă păcatul, să o dăm la o parte. Dumnezeu pentru fiecare ispită ne-a pregătit cel puțin o portiță ca să o putem răbda. Să privim țintă la Iisus, care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să privim la El care pentru bucuria care era pusă înainte, El a suferit. A răbdat, a disprețuit și de aceea este la dreapta veșnică a lui Dumnezeu. Tineri sau mai vârstnici, bărbați sau femei, indiferent care este statura dumneavoastră spirituală, indiferent
ce relație aveți cu Dumnezeu în seara aceasta, vreau să vă îmbărbătez prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu vă lăsați înfrânți. Dacă sunteți trântiți, ridicați-vă. Iisus vă întinde o mână. Iisus este aici, binecuvântat să fie numele Lui. Cel neprihănit, chiar dacă de 7 ori va cădea, Dumnezeul care l-a mântuit are putere să ridice. Oriunde ești în relația ta cu Dumnezeu, scoală-te în capul oaselor. Privește la Iisus, privește la acela care l-a biruit pe diavolul, privește la acela care a avut puterea și tăria ca orice ispită care s-a năpustit asupra lui să o frângă, să o zdrobească. Iisus n-a păcătuit. El a fost omul Dumnezeu care n-a săvârșit niciun păcat. A venit în lumea noastră și a luat asupra lui păcatele tale și păcatele mele, păcatele lumii întregi. El, spune Pavel, care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit mult în noi. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia vieții. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat viața lui Hristos ca să nu păcătuim. Fraților, plata păcatului este moartea. Dar darul, fără de plata lui Iisus Hristos, este viața veșnică. Ispitele, ele vin asupra noastră. Ele preced păcatele. Ele nu sunt păcate în ele însăși, dar materializate, înfăptuite, dau naștere la păcat. Haideți să fim dârși. Haideți să fim copii ai lui Dumnezeu tari în credință. Să nu dăm înapoi. Să ne luptăm lupta cea bună. Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am sfârșit alergarea. Și de acum mă așteaptă cununa vieții pe care mă va da în ziua aceea Dumnezeu, judecătorul cel drept. Dar nu numai mie, spune el, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Luptă-te, lupta cea bună. Într-o zi Dumnezeu ne va încorona, biruitorii lui Dumnezeu, aceia care au învins ispitele, aceia care au răbdat ispitele, într-o zi se vor alinia într-un careu care eu nu știu cum va arăta și nu știu unde vom fi plasați în universul acesta, dar știu că acolo și atunci Dumnezeul care ne-a dat pe Iisus, pe fiecare dintre noi, ne va încorona, ne va binecuvânta. Ce har, ce perspective! Noi, oameni care suntem predispuși în existența noastră, avem capacități și predilecții spre rău, dar în același timp, prin Evanghelia lui Hristos și prin Duhul Dumnezeului Celui Viu, noi putem învinge orice ispită. Pentru că Pavel spune, nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu ispit a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce va fi găsit bun, va primi cununa vieții. Prea iubiților, vă îndemn să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți cu sufletele noastre atinse de Duhul lui Dumnezeu să facem o rugăciune în care să-i mulțumim Domnului că ne-a echipat cu Duhul Său, ne-a dat Evanghelia lui Iisus și ne-a dat viața Fiului Său ca să trăim o viață biruitoare, să fim mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și acel care ne-a iubit a fost Iisus, care a murit pentru noi. Să-i mulțumim pentru victoria care o avem fiind în carul lui Iisus de biruință și să rugăm să ne dea putere, să ne dea discernământ, să ne dea abilități sfinte, ca ori de câte ori suntem ispitiți să alegem soluția lui Dumnezeu și să nu păcătuim. Noi am fost chemați să nu păcătuim. Noi am fost chemați să trăim separat de păcat. Haideți să facem o rugăciune prin care să-i spunem Domnului că dorim să trăim așa. Ne rugăm Domnului.